Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm la dispoziția Ta în această zi. Știm că Tu ai venit înaintea noastră aici. De aceea Te rog să-ți binecuvântezi lucrarea și lucrătorii. Îți mulțumim că suntem, Doamne, aici în biserica aceasta din Londra. Îți mulțumim că ne-ai adus prin harul Tău. Îți mulțumim că am înțeles că de n-ar fi har, noi nu am fi aici, Doamne. Îți mulțumim că Duhul Tău este prezent aici. Mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus. Mulțumim pentru Dumnezeu care ne este Tată și Creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Fii prezent în lucrare, ne închinăm înaintea Ta, stăm la dispoziția Ta. Amin. Vă invit să ascultăm citirea Cuvântului lui Dumnezeu care Domnul mi l-a pus pe inimă în urma temei despre care am înțeles că dumneavoastră discutați și împărtășiți în luna aceasta. Și Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt din Vechiul Testament, din Cartea 2 Împărați, capitolul 4, vom citi primele 7 versete. Cuvântul Domnului care se găsește în Cartea 2 Împărați, în Vechiul Testament, în capitolul 4, vom citi cuvântul Scripturii începând cu versetul 1. Să ascultăm cu inima deschisă cuvântul Domnului. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei, robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Vă rog să reocupați locul. Aș vrea să vă spun că suntem în această dimineață aici împreună cu fratele Mihai și împreună cu dumneavoastră, pentru că înainte să plecăm din România am stat înaintea Domnului, am fost invitați de către o familie din această zonă, parte din familie ne și însoțesc aici, familia Codin, doresc ca Domnul să-i binecuvânteze. Am ajuns și într-o altă biserică, suntem și aici împreună cu dumneavoastră, dar am zis, Doamne, noi nu mergem dacă nu vii Tu cu noi. Și mă amintesc că înainte să pornim în direcția aceasta, parcă de două ori l-am întrebat pe Domnul. Deși Biblia zice, odată a vorbit Domnul și de două ori noi am auzit și am ascultat. Dar știți, nu am venit aici pentru că nu avem ce face acasă. N-am venit aici pentru că nu ar fi atâtea probleme și lupte de jur împrejur. Dar am venit aici în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și cred că aici printre rânduri sunt oameni care au nevoie ca vasul lor să fie umplut cu îndelemnul Duhului lui Dumnezeu. Cred că aici sunt persoane care au nevoie ca să formeze o biserică sănătoasă înaintea Domnului. Cred că aici sunt persoane care au spus, Doamne, vorbește că robii Tăi ascultă. Cred că aici sunt persoane care au spus, lipsește îndelemnul din vas și avem nevoie ca Tu să lucrezi în vederea aceasta, binecuvântat să fie Domnul. Și m-am gândit când fratele păstor mi-a spus despre tema care dumneavoastră o aveți aici, despre ce subiect să intrăm, că subiectul despre lucrarea Duhului Sfânt este unul amplu, deosebit, sensibil în același timp, dar este unul scriptural, este unul care trebuie vorbit, dar și trăit, este unul care am dorit să lucreze Domnul printre noi, ca el să se materializeze, binecuvântat să fie în numele Domnului. Un frate la noi la biserică, în Aldeș, din județul Arad, de unde vin și vă aduc salutări în numele Domnului de la mai mulți frați cu care am avut părtășie acolo, chiar și cu frați care sunt și coordonează lucrarea lui Dumnezeu în România, am avut părtășie în zilele acestea pentru unele probleme și vă transmit harul și pacea Domnului, dar un frate s-a ridicat
în a doua zi de Rusalii și-au spus așa, tot am auzit de daruri, am auzit de un de lemn, adică de simbolurile Duhului Sfânt, am auzit de lucrările acestea, dar zice, despre roada Duhului nu am auzit. Eu vreau să spun în această zi că Duhul Sfânt are simboluri, Duhul Sfânt este o persoană care posedă putere, Duhul Sfânt este o persoană care face parte din Sfânta Treime, este o persoană care poate să fie cu tine și în tine, este o persoană care poate să te mustre, este o persoană care poate să te îndemne, este o persoană care poate să te călăuzească, este o persoană de care eu și tu avem nevoie. Binecuvântat să fie Domnul! De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. Și s-a ridicat înaintea Domnului un vas de lucrare și a vorbit pentru fratele Mihai. Și a spus, așa vorbește Domnul. Eu cred că și aici se poate auzi în biserică, așa vorbește Domnul. Deși unii se întreabă, ce e aici? Unul strigă, alții sunt mai liniștiți. Să vor aduce explicații și în direcția aceasta și cred că Domnul va aduce lămurire. Pentru că Duhul Sfânt vine și ca sursul rublând la gura peșterii la Ilie, dar Duhul Sfânt este și printre cei care, zice, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Binecuvântat să fie numele Domnului! Cei care au Duhul lui Dumnezeu strigă de bucurie. Duhul lui Dumnezeu vine ca și vuietul de ape. Duhul lui Dumnezeu vine ca și tunetul puternic. Duhul lui Dumnezeu este, așa cum am spus, o persoană care posedă putere. Binecuvântat să fie Domnul! Și Domnul a spus, așa vorbește Domnul, bărbatule, scurtă este vremea și vei pleca într-o călătorie împreună cu un alt bărbat. Veți ajunge într-o familie, veți ajunge și într-o biserică și un mare plan de lucrare am de făcut în zona aceea. Binecuvântat să fie Domnul! Vrei să fii și tu în planul de lucrare? Este și o luptă care se dă aici, dar cer ca oamenii lui Dumnezeu care sunt printre rânduri să spună, Doamne, vorbește Tu! Doamne, lucrează Tu! Bătălia spirituală este o bătălie care se câștigă pe genunchi, bătălia spirituală este o bătălie care se câștigă prin post și rugăciune, bătălia spirituală este o bătălie care se poate da de către oamenii lui Dumnezeu autorizați prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze! Trei termene aș dori să lămurim din textul care s-a citit în această dupămasă. De ce spun trei termeni? În Sfânta Scriptură am găsit multe aspecte care merg pe trei variante, adică teoria aceea teologică tricotomistă. Și vorbeam cu un tânăr în direcția aceasta care spunea ce înseamnă lucrul acesta. Înseamnă că noi credem că există Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor, Dumnezeu Fiul, adică Iisus Hristos, natură divină și natură umană, născut prin Sfânta Fecioară Maria și venit în lumea noastră întrupat de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și credem în Dumnezeu Duhul Sfânt, care este o persoană, eră care noi o trăim ca biserică chiar și în secolul 21 și Duhul Sfânt pregătește biserica și pe fiecare credincios pentru împărăția cerurilor, pentru împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Apoi dacă te uiți la o persoană, oricare ar fi, organistul nostru, Domnul să-l binecuvânteze, fratele care a cântat mai înainte și am înțeles că Domnul a călăuzit în această cântare cu putere și cu autoritate, frații care au dat îndemnuri mai înainte, fiecare om este format din trup, suflet și duh. Și Biblia vorbește în direcția aceasta, iarăși trei, cifra aceasta trei este o cifră desăvârșită. Și în Sfânta Scriptură și nu numai. Și apoi de data aceasta m-am uitat în textul care l-am citit și am observat că sunt trei termeni care am dorit să-i lămurim de data aceasta. Primul termen care am dorit să-l lămurim este ce are aici de a face versetul 1, care poate fi videoproiectat, dacă se poate și pot fi ajutat în direcția aceasta. Zice, o femeie din nevestele fiilor prorocilor. Cine este femeia aceasta? Vă invit să mergem în Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 1, unde cuvântul Domnului vine și ne arată cine este această femeie care trebuia să apropie vasele. Și cuvântul lui Dumnezeu aici vine și ne spune următorul aspect. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap, binecuvântat să fie numele Domnului. Femeia aceasta este biserica. De aceea bucurie.
ceruri și voi care locuiți în ceruri, versetul 12, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a bogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Știți ce mai ține stăvilar? Biserica, adică această femeie care aș dori să fie călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Dar aș dori ca și biserica de aici să fie călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Și Doamne, binecuvântează-ne în vederea aceasta. Al doilea termen care am dorit să-l lămurim de data aceasta din textul care l-am citit și apoi să intrăm în această problemă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este problema vasului. Ce înseamnă vasul acesta? Îmi place foarte mult o cântare care spune așa: și când am trecut prin unele încercări ale vieții, da, ascultați foarte bine, vorbim și mai încet, pentru că sunt și momente de meditație, când Duhul Sfânt ne îndeamnă la meditație. Când am trecut prin cele mai grele încercări, am stat și am stat înaintea lui Dumnezeu și am înțeles dintr-o cântare care îmi place foarte mult: fă din mine ființa care m-ai creat să fiu, Dumnezeul meu cel viu, și frământă-mă cât vrei, numai la cer să mă iei. Și frământă-mă cât vrei, și dacă îi zgură, Doamne, vasul acesta, dă zgură la o parte, și dacă îi zdrobit de multe ori, du-te în casa olarului, du-te acolo la Ieremia, du-te acolo unde i s-a spus, pune vasul pe roată și frământă-l, Doamne, cât vrei Tu, prin încercări, prin boli, prin necazuri, prin situații familiale, conflictuale de un fel sau de altul, dar fă din el un vas cum? De cinste. Fă din el un vas care să fie în biserica ta, să strălucească. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu vrei să fii și tu un vas de felul acesta? Nu vrei să fii și tu un vas care Domnul să te prelucreze? Dar iarăși vin și spun: și frământă-mă cât vrei, numai la cer să mă iei. Despre vasele acestea vreau să vă spun că se împart în două categorii. Merge în Scriptura. 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 20 la versetul 21. Dacă se poate și video proiecta, este foarte bine. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune astfel: într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, dar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas cum? De cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și Domnul să ne binecuvânteze. Cum trebuie să fii când vii la îndemn aici? Curățit pentru orice lucrare bună. Cine face curățirea aceasta? Sângele Fiului lui Dumnezeu. Cine face lucrarea de pregătire a vaselor, vom vedea imediat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce au nevoie vasele ca umblere într-o vreme ca aceasta? De un de lemn, și Domnul să ne binecuvânteze. Un de lemnul, al treilea termen, fiindcă am vorbit de teoria tricotomistă, aș vrea să vă spun un de lemnul ca simbol, și nu avem timp astăzi, frate păstor, să vorbim de toate simbolurile Duhului Sfânt, dar unul din simboluri este un de lemnul. Pilda celor 10 fecioare. Matei 25. Exemplul din 2 Împărați, capitolul 4, cu înmulțirea undelemnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată, zice: du vase și nu du puține, și fă-le umplerea cu undelemn. Undelemnul ce este? Undelemnul este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântează-ne în vederea aceasta. Intrăm în textul acesta în câteva gânduri, vreau ca Domnul să-l folosească și pe fratele Mihai, vreau nici să nu încercăm răbdarea dumneavoastră, dar vrem să mergem de aici. Lămuriți din cuvânt, doi, plin de Duhul Sfânt, vindecați spiritual și să fim niște oameni care să fim vase de cinste, aici, în biserică, în familiile noastre, la locul de muncă, în societate, între vecinii noștri și oriunde ne-ar pune Domnul, Domnul să ne binecuvânteze în vederea aceasta. Vrei tu să fii un vas de cinste? Domnul să lucreze această situație care numai El poate să o facă. Și vreau să-mi intitulez mesajul de astăzi: ce să fac cu vasul meu? Nu ți-ai pus întrebarea de multe ori? Ce să fac cu vasul meu? Iarăși mergem numai pe trei puncte, nu mai multe. Trei puncte. 1. Am găsit în cuvântul Domnului că se spune: adu-l înaintea lui Dumnezeu. Versetul 3 din citirea de astăzi, din 2 Împărați, capitolul 4, vine și spune: și el a zis, du-te de cere vase
de afară de la toți vecinii tăi. Ce vase să cer? Vase goale. Și nu cere puține, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Du-te și cere vase. Ai cerut vreun om să-l duci astăzi la adunare? Sunt prieteni între noi aici, să ridice mâna, să nu vă jenați niciunul. Cei care n-ați primit botezul în apă sau botezul cu Duhul Sfânt, sunt prieteni între noi, să știți dumneavoastră, sunteți cei mai importanți. Dar dacă nu sunt și este numai biserica, Doamne, fă umplerea vaselor. Adu vasul tău de data aceasta, că simt prin Duhul lui Dumnezeu să spun, sunt pentru prima dată aici, că aici sunt și vase goale. Aici sunt și vase care trebuie să se curățească, să fie vase de cinste. Aici sunt și vase care au nevoie ca un de lemnul să picure măcar. Să picure măcar și apoi să vină și o umplere a ploii târzii, care de asemenea simbolizează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântează-ne în vederea aceasta. Dar vreau să mergem din nou la versetul 1 și zice așa: robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Iubiții mei, vrem să ducem o lămurire biblică și aici. Și cuvântul Domnului ne arată: robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. De data aceasta vreau să vă spun că noi, robii Domnului, în primul rând trebuie să ne temem de Domnul. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de păcat și de fără de lege, să se sfințească pentru Domnul și Dumnezeu să ne ajute. Dar cine mai este robul Domnului în Scripturi? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci știi că El a murit pentru tine, știi că robul meu a murit și știi că cei doi copii ai mei sunt robi. Care copii ai mei? Este vorba despre poporul Israel și este vorba despre neamuri. El a venit și pentru iudeu și pentru grec. Fie rob, fie slobod, El a venit și pentru tine în această dimineață aici. Dar ceea ce trebuie să faci cu vasul tău, adu-l înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să te binecuvânteze. Adu copiii tăi, adu soția ta, adu soțul tău, adu vecinul tău, adu pe cel care este la locul de muncă și nu știe despre lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și fie ca Domnul să facă umplerea vaselor cu un de lemn. Doamne, binecuvântează-ne în vederea aceasta. M-a plăcut că ați adus o familie aici, familia Bodea, nu e numele acesta. Îmi sunteți dragi din clipa când v-am văzut că sunteți frații mei. Sunteți minunați, dar Domnul vrea să lucreze în casa voastră. Faptul că biserica v-a adus aici în față și obiceiul ăsta al bisericii este un obicei bun. Domnul să fie lăudat. Spun o întâmplare pentru ei și pentru noi toți. Cum lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun că în zona noastră, respectiv la Secaș, lângă Gura Hons, frate Mihai, s-a întâmplat cu ani în urmă o lucrare extraordinară care a pus în uimire toată zona și toată cetatea. O familie de acolo avea un copilaș cu mare familia Bodea și ei au spus: motive de mulțumire, copilul e sănătos, slăvit să fie Domnul. Motive de mulțumire, ei sunt împreună, sunt minunați, sunt în casa Domnului, glorie lui Dumnezeu. Dar sunt și motive de cerere în anumite situații. Și copilașul din această familie, care era o familie simplă, erau niște oameni săraci, erau niște oameni care nu își permiteau multe lucruri, știți dumneavoastră cum e în România. Și erau în această zonă de deal, o zonă mai deluroasă. Erau acolo că nici salvarea nu pătrundea bine. Și la un moment dat copilașului s-a făcut rău, medicii au spus un diagnostic ireversibil în dreptul lui, a intrat într-o comă profundă. Și mama lui s-a dus cu el la spital, de la Gura Honț a trimis-o la Arad de urgență. După ce a ajuns la Arad, iarăși medicii au fost rezervați, el a fost pus în aparate, era un copilaș gingaș, până atunci n-a avut nimic. Când te uiți la copilul tău și vezi că în starea aceasta plânge inima în tine, că știți cum sunt copiii noștri, ca stelele de pe cer, când s-a uitat Avram, a zis: vezi tu, Avrame, cerul, vezi tu stelele acestea, așa voi înmulți seminția ta. Când ne uităm la ei, ne uităm ca la lumina ochilor. Când mă uit și la băiatul meu, care mâine de asemenea va avea un examen și eu am plecat din România să fiu împreună cu Biserica Domnului de aici, aș vrea să vă spun că de aici mă voi ruga ca Domnul să-i dea biruință. Ziceți și voi un amin, că știu că și voi vă iubiți copiii. Slăvit să fie numele Domnului! E un băiat aici între noi pentru care ne-am rugat în urmă cu vreo lună de zile și Domnul i-a dat biruință la examene. Noi credem că Domnul lucrează. Revenim la felul cum Duhul Sfânt lucrează și își motivează lucrarea, lucrează cu putere și autoritate, face descoperiri,
face de asemenea lucrări profunde, face lucrări pe care omul nu le poate face, își face lucrarea pentru că este trimis. Mă voi duce, a spus Domnul Iisus Hristos, dar pe El vi-l voi trimite, Doamne, trimite Duhul Tău peste adunare. Și vreau să vă spun că fratele Ion din Secaș, el nu a putut să meargă cu salvarea la Arad, el s-a dus la adunare. Ferice de cei ce sunt în casa ta, să spunem Psalmul 84, că cei tot mai pot să te laude, mărit să fie numele Domnului. Ferice de cei ce sunt în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Și la ora de rugăciune, s-a ridicat fratele Ion și a spus așa, fraților, rugați-vă și pentru băiatul meu, pentru copilașul nostru, că zice, soția e trimisă de urgență cu el la Arad, este în comă profundă, este în aparate, medicii nu-i dau nicio șansă. Atunci când șansele și puterile și știința omenească este limitată, atunci știți cine intervine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci intervine Domnul. Până mergem la un avocat să rezolve o problemă, zicem, da, îi dăm partea lui și el își face treaba. Până mergem la un medic, de asemenea, cu cardul de sănătate, cum e în România, mă rog, cum este aici, medicii își fac partea lor. Nu suntem de aceea cu, uite așa, cu ochelari să nu înțelegem, trebuie să mergi la medic. Când te doare o măsia, de asemenea, te duci și medicul își face partea lui. Dar e o vreme când Dumnezeu își face și el partea lui. Slăvit să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, știți ce s-a întâmplat acolo? S-a ridicat un bătrân al bisericii și a zis, eu nu știu ce se întâmplă în Arad acum, dar mi-a arătat Domnul că în timp ce adunarea lui Dumnezeu se ruga pentru băiatul fratelui Ion, un car de foc cu niște cai de foc a luat familia aceasta și era copilașul plin de energie, o zis bătrânul. Și a început carul acesta să înconjoare cetatea Seca și oamenii se uitau și au zis, mare-i Dumnezeul pocăiților, slăvit să fie Domnul! Nu erau telefoane mobile pe atunci, dar când a ieșit fratele Ion de acolo, s-a dus că erau două telefoane în sat și a telefonat la Arad. Și a zis, care este situația? Și a zis, auzi, găsește o mașină și vină după noi, că dintr-o dată, în jurul orelor 9:30, copilul și-a revenit și medicii n-au nicio explicație, dar copilul este bine, slăvit să fie Domnul. Ăsta e Duhul Sfânt. Ar fi multă teologie de spus, dar Duhul Sfânt nu e o teologie, nu-i vorbe, nu-i teorie, este putere, este persoană, este autoritate. Doamne, lucrează și între noi. Familia Bodea, fii încredințată, că dacă biserica s-a rugat, mare putere are rugăciunea făcută cu credința celui neprihănit. Slăvit să fie Domnul. Al doilea aspect, ce să fac cu vasul meu? Apropie-l. Versetul 5 vine și spune, o, aici de apropierea de Domnul ar fi multe de spus, dar vreau să mă limitez. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele, binecuvântat să fie Domnul. Câteva lucruri care trebuie să le facă biserica. Frate, iertați-mă, acum spun pentru biserică. Eu nu știu, poate biserica face lucrurile acestea, dacă nu le face aici, Doamne, lucrează prin Duhul Tău. Atunci ea a plecat de la el, adică de la omul lui Dumnezeu, cu mesajul care Dumnezeu i l-a transmis. A închis ușa după ea. Ce înseamnă să închizi ușa după tine? Iubită biserică de aici, închide ușa pentru păcat și pentru fără de lege. Închide ușa pentru imoralitatea din Londra. Închide ușa pentru imoralitatea din Uniunea Europeană. Închide ușa pentru tot ceea ce fac tovarășii tăi cu care te întâlnești zilnic. Și fii tu o cetate după voia lui Dumnezeu. Închide ușa după tine și după copiii tăi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. O, dacă ieșiți aici în față, dacă sunteți aici și lăudați pe Domnul, voi sunteți copii ai cerului, voi sunteți copii binecuvântați și aduși pe brațe de rugăciune. Știi ce înseamnă asta? Că până să primiți botezul cu Duhul Sfânt, binecuvântarea vă urmărește. Dar dacă totuși aveți o vârstă și ziceți, Doamne, lucrează între noi, Domnul poate să vă boteze cu Duhul Sfânt. Și cred că undeva mâine seara aici în zona aceasta, în Londra, va fi o rugăciune specială de vreo 2-3 ore în direcția aceasta pentru umplere cu Duhul Sfânt și zic Dumnezeu să lucreze în vederea aceasta. Dacă îți fii aici care aud chemarea aceasta
să înțeleagă că Dumnezeu ne-a trimis cu un scop aici. Noi suntem doar niște unelte, dar Dumnezeu poate să lucreze. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce să faci cu vasele? Apropie-le și apoi zice, toarnă în ele un de lemn. Toarnă dacă ai, dar dacă nu ai. Toarnă dacă ai biserică, dar dacă nu ai, și vine copilul și spune, eu nu simt nimic în biserică. Eu merg așa cum am venit, nu găsesc esență în cântare, nu găsesc putere în mesaj, nu găsesc ungere în rugăciune, nu găsesc putere și autoritate în tot ce se face. Doamne, umple-ți biserica ta de Duhul tău. Auziți, rolul Duhului Sfânt este acesta, ca biserica să fie pregătită și fiecare credincios pentru lucrare, pentru situațiile cu care se confruntă, pentru fiii ei, pentru tot ceea ce înseamnă între zidurile acestea, dar și afară, și pregătită pentru cerul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Auziți și zice, ea turna în ele un de lemn și copiii le apropiau vasele acestea. Domnul să își facă lucrarea după voia lui. Al treilea lucru și ultimul cu care vreau să închei este stai cu el, adică stai cu vasul tău, versetul 6, pentru umplere. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn, binecuvântat să fie Domnul. Va veni o vreme când în biserica aceasta toate vasele vor fi decinste, când toate vasele vor fi pline și o zice păstorul sau cineva de aici din față, mai duceți un vas aici în față pentru umplere. Doamne, toate vasele sunt pline. A cui este lucrarea aceasta? A Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, așteptăm ziua aceea. Slăvit să fie numele Domnului. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune de data aceasta că umplerea aceasta se face în felul următor. Nu mai este niciun vas, toarnă un de lemn în el. Când s-au umplut toate vasele, deci unde lemnul nu curge, numai câte vreme vasul nostru este cu gura în sus. Doamne, fă-ne deschiderea în vederea aceasta. Vă invit la o rugăciune cu toții pe picioare înaintea Domnului. Fratele Mihai mi-a spus ceva, dar nu l-am înțeles în ceea ce are călăuzire, dar eu cred că e bine să ne rugăm ca biserica să fie umplută de Duhul lui Dumnezeu și apoi Domnul să lucreze după voia Lui. Cu toții intrăm în rugăciune și Domnul să-și facă lucrarea. Amin.